Cine pe vlog? Nicol, lasă-mă să dorm. Trezește-te. De ce? Uită-te puțin în fața ta. Când ai somn diferi și cum nu iau pastile ca mare. De ce mai trezi? Iubere, beau în cinstea soarelui că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea fiindcă o arde. Fino, facem vlog. Facem vlog? Faceți timp pe vlogul tău? Păi de ce nu mai zis, mă, că dormi pe vlogul tău? Că mă trezeam mai devreme. Și ai pregătit totul? Păi, vezi. Ia uite, mă, eram aici la studio și m-am luat somnul. Sunt de 3 zile aici și n-am ajuns acasă. Făceam o melodie și ce să mai... Ia uite, mă, ce m-a dormit. Păi nu-mi prezinți vlogul tău. Da, vreau să-ți zic. Haide, spune-mi cum se numește vlogul tău. Hei, salutare tuturor, eu sunt Maria Nicol și astăzi sunt foarte fericită pentru că e primul meu vlog alături de George! Hei, toată lumea, bine ați venit la Nicol Marie, Maria Nicol. Sunt onorat și încântat să fiu aici. Am o fată talentată lângă mine și o să vă placă vlogul ei pentru că... Vlogul nostru? Vlogul nostru? E vlogul tău, nu e vlogul meu. Vlogul nostru. Vlogul tău, măi! Vlogul nostru. Eu am vlogul meu! Tu ai vlogul tău! O să împreună! Bine, ok. De data asta suntem împreună. Dar ai zis să vrem, că vrei să facem am-nam. Bun. Am-nam. Am-nam. Câte întrebări ai pus, mă? 20? 20? Siete, mă, eu vreau mai multe. Chiar 40. Dar cât crezi tu că stăm aici pe vlog? Mai și dormim. Nu trebuie să muncim în continuu. Hai să vedem, am prima întrebare. Așa. Am sărit într-o piscină și am stropit pe cei din jur. Eu cred că la toate întrebările tale eu să răspund am. Tu? N-ai? Nu? Ok, a doua întrebare. Am ascultat manele. Ce se mai întâmplă? Se mai întâmplă? A treia întrebare. Am luat 4 la mate. Ai mai multe de astea cu am? N-am, e mai puțin de 9. Păi tu nici n-ai început școala, mă, și trei calificative. Trec clasa întâi. Păi treci clasa întâi, dar ce tu iei note, tu iei calificative? Da, la unii chiar iau 2 din clasa mea, crede-mă. Serios? 2 de ne... Da, adică... Insuficient? Bine. N-am copiat la mate. Decât când rămân în urmă, ca să scriu frumos, ca să fac tot. Crede-mă, nu mai mult. Mamă, ce merge mintea ta, ce vrăjeală, lasă-mă vrăjeală, ci că numai ca să merg mai departe. Ia uite-mă ce idee are. Întrebarea 5. N-am lipsit de la școală. Eu n-am. N-am intenționat. Adică a fost așa, neintenționat. Așa am concert, am emisiuni, păi... Ăla e mai importantă. Da, știu, păi, trebuie să dezvolți școala. Dar trebuie să dezvolți creierul, trebuie să dezvolți mintea. Mie tot îmi place școala, doar că nu înțeleg de ce ne trezim de dimineața asta. Mie nu-mi place deloc la școală. Știi de ce? Pentru că ai nevoie de un program. Creierul funcționează mai bine dimineața decât seara. Seara ești deja obosită, nu poți să mai faci calcule, nu păi mai ești concentrată. Păi și dimineața sunt obosită. Păi nu ești, dar dai randament. Ești mult mai perspicaț în dimineața. Să știi, ești mult mai atentă, ești dar mult mai... Dar puteai fi să o pune la 12. Bine, nu o să fie la 12 decât când o să fii, poate, clasa 6-a. Sau la 5-a, că e și eu la mine, s-a schimbat la fel. N-am sunat la sonerie și am fugit. Nu, eu sunt pată cu minte, n-am. N-ai fugit, ai sunat, ți-ai rămas acolo, da, am înțeles. Nu, de ce sun? N-am, încă nu știu să-ți scuze, mami! Eu nu-mi cer scuze, că n-am de ce să-mi cer scuze, am făcut-o luna trecută, adică. Eu am făcut și astăzi. Ok. N-am spus că un bebeluș e drăguț, deși nu era. Băi, nu, toți bebelușii sunt frumoși. Da, ăsta-i frumos. Dacă o vezi în poze... E drăguță, nu? Păi ia să te-o puse să vedem ce. Bun. No. N-am făcut cărul inventate de mine. Inventate de mine? Bun. Următoarea întrebare. N-am cântat fals la karaoke. Ce mai întâmplă? N-am judecat o persoană înainte de a cunoaște. Mă, cred că n-am. Dar cred că am. Da. Cred că n-am.
Eu am făcut mereu asta. Când eram, da, și am zis că ești o hoață. Mi-ai furat identitatea. Îmi zici că faci vlogul cu mine, că e vlogul nostru, dar e vlogul tău. N-am plâns pentru o persoană. Numărul 12. Nu, stai puțin, că e așa. N-am plâns pentru... Nu-l cheamă pe mine. N-am plâns pentru persoana... Am plâns. Am deveni și un timp când pleacă pe timp, o casă. Hai mă, lasă cu verișorul, dai cu manele în verișorul. De plâns, numai verișorul. Dar iubit, tu ce zice? N-ai iubit? Nu. Nu te cred. Nu te-a pupat pe tine niciun băiat? Yes. Ok. N-am râs atât de tare într-un local încât lumea să se vorbeze la mine. Și ce am făcut eu, am răgăit odată tare de tot într-un local. Dar n-a fost intenționat. Da, aveam 13 ani și băusem un Pepsi, că atunci era Pepsi la sticlă, la fel cum și acum. Și am luat, mâncasem că eram în drum, noi stăteam în Constanța și am plecat spre București. Și am dat o sticlă din aia de sete, din aia de 250 de mililitri, am băut-o întreagă dintr-o dată. Și nu mai știu cum am întors așa și... Mamă, toată lumea de la terasă. Așa i s-a întâmplat și lui verișorul meu. Era un public, ne plimbam corurile și când să vezi, odată... Mama, mi-a zis că ai fost un uriaș! Dar știi, nu ce-am făcut cu verișorul meu. Eram într-un spital, mama era gravidă și noi râdeam unul la altul, nu știu ce aveam. Și tot spitalul se vorbea la noi. Și tot spitalul se vorbea la noi. Noi tot râdeam, mama cerca să ne mute altundeva, dar noi... Era pe baterii. N-am umblat în telefonul altei persoane. Scuze, Andra! Da, am umblat în telefon de mai multe ori. Scuze, Andra, scuze-mă! Îți făceai semeri și n-aveai ce să fac. N-am plâns vreodată la un film. Va ținut plâmbăi la filme, dacă plâng. Am plâns. Eu am plâns la cenușera asta atunci la sfârșit. Deci asta a trebuit de mort. Decât asta și-a rămas. Am început atunci să plâng, nu știu ce avem. Deci că eram încărcată pentru plâns. Nasol, eu am plâns la ștrunfi. Glumesc, mă, era un film de dragoste. N-am gândit vreodată să devin actor sau cântăreț. La mine nu se pune asta. Tot visez, încă visez tot. Să ajung mai mare, mai mare. O să fii mai mare oricum, mai mare. Tot ce mi-am propus s-a întâmplat, să știi. Așa că tot ce îți propui și tot ce visezi acum în copilărie, ce crezi tu că e vis, să știi că e doar un plan. Să știi că tot ce îți propui se întâmplă. Da. N-am mințit la interviuri. N-am avut niciodată niciun interviu. Eu am avut, dar n-am mințit. Am avut vreo 10-20, câte am avut eu. Ai avut, a? N-am mințit ca să mă laud. Recunosc. Asta e. N-am dat o petrecere când ai mei nu erau acasă. Mamă, dacă mă prindeau ai mei, era așa frică, mă băteau de mă. Eu cred că am sau n-am. Cine mai știe, n-am. Bun, și ultima întrebare. Am fost sincer 100% la aceste întrebări? Adică dacă... Ai pus n-am. Am pus. Te chem la mine în casă. La mine în casă și mă păcălești. Am pus așa fără să vreau, că era deja pus la mine. Îți fac cele mai sincere dezvăluiri și tu bagi, vinzi gogonele aici. Bravo. Înainte să începem challenge-ul, vreau să vă zic că pagina mea de Facebook și pagina mea de Instagram este georgeoficial.ro. E foarte simplu. Da. Și din toamnă o să ne vedem la canal de la Super Potrivală. Bim Buzzled, acest joc mega super celebru. O scârboșenie de joc, dacă mă întrebați pe mine. O fac de dragul tău, că ești simpatic. Cum era să reverși peste tot? Cu miroase! Ne-a probine, la revedere!
să fii sănătoasă, să faci multe vizualizări. Dax, aia neagră. Iarbă. Ia o paia neagră. Iarbă. Aia neagră, aia neagră. Ce nu faci uite, acolo? Uite, e iarbă. Care mă, aia neagră? Nu uite, ne-a picat iarbă. Care e iarbă? Asta, uite așa. Ești una din asta așa, vezi? Verde. Verde? Da. Deci uitați cum arată această mică bombonică. Asta? Da. Ok. Deci nu e din asta așa cu gire cu mică. Cred că nu o să miroasa bine. Așa. Da. Haideți să începem. 3, 2, 1. Aia ține ce-a picat iarbă. E bună. Nu e iarbă, cred că am greșit-o pe aia. Cred că am luat altceva. Cred că am luat șervețele. Nu, cred că ai răbuți. Mamă. Dă-mi șervețele. Dă-mi șervețele acolo, repede. Repede, rapă pe aia. Aolo! Ajule pe doare. Ajule pe doare, mă. Nu ți-a picut. Deci eu mai încerc de două ori. Dacă de două ori minerez tot așa, să știi că bye, bye. Nu mai ești prietena. Hai, scuze. Hai că dau eu. Aoleu, 600 de murdare. Oreo, asta mă? Chiar nu, uite așa. Mamă, ce scârboșenie de... De ce? Cum e mă să mănânci un Pampers, mă, frate? Nu e Pampers, sunt șervețele umede. Și șervețelul umed cu rahat, pardon, cu... Nu contează, cred. Care zi din asta așa? Nu, are asta. Ba da, din ăla. Asta e? Asta e? Să nu fie bombă, să vezi ce fac. Uite cum arată bombă, uite cum arată asta. Alb, ia puțin mai alb, asta e. A, asta. Și n-am. Hai, mă rog. Nu vreau să bă, dar ce-am făcut, mă, eu de ce-s mai prost? Toate fructele! Dex, ce-am luat, mă, aici? Bă, mi-au prins muci, ne. Nu, sigur am. Uite, șosete, mă, stinky socks. Bă, Dex. Ești ok? Ți-a căzut pe jos? Ești bine? Oarecum. Nu te-am învățat, băi, Leonardo DiCaprio să... Squid, Titanic? E, lasă așa, haideți. Haide, ultima oară, cu noroc. No, trebuie să mai avem, nu? No, nu, 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 lăsați răjeala, lăsați răjeala. Aoleu, deci nu cred, mi-a picat bombă. Bombă. E bombă, bombă! Bombă și piersică. Bombă sau piersică? Bombă. Îmi doresc din tot sufletul să găsești tu bombă. Așa, că tot asta e... Cartoful ăsta cu pete de... Uitați cum arată! Hai! Așa trebuie. Doamne, ajută să fie ce... Aaaa! Altă viață! Da, așa, ce știu? Asta zic, amestecă, mă, amestecă, amestecă, bine, bine! Așa, amestecă, mă! Un... Puuu! Țeapă! Uuuu! Era doar ăla de deasupra dulce. Am venit și o să te... Uuuu! Mamă, ce oribil a fost asta. Mamă, ce oribil. Așa, deci cam acesta a fost videoul de azi. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut. Mie să-mi aduci bomboane, să-mi aduci... Dar ia să o să-mi aduci tot pe asta. Nu, asta, mersi mult, dar asta nu le mai... O ciocolată. Ai câștigat? Păi da. Bine, hai, bate palma. Bine, măi. Ciao. Pa, pa. Subscribe. Nice doing porcăria asta, video. Mito. Mito.